DSP Suceava anunță că în ultima săptămână în județul nostru s-au înregistrat peste 2200 de viroze și pneumonii, dar și un deces cauzat de gripă la o persoană de peste 65 de ani. În săptămâna 6-12 februarie, în județul Suceava, au fost înregistrate 48 de cazuri de gripă, dintre care 21 au necesitat internarea în spital, cele mai multe cazuri de gripă fiind la grupa de vârstă 5-14 ani. De asemenea, au fost raportate 1830 de cazuri de infecții respiratorii acute, cu 35 de internări, cele mai multe cazuri la grupa de vârstă 5-14 ani. S-au înregistrat 408 pneumonii cu 85 de internări, cele mai multe cazuri fiind la grupa de vârstă de peste 65 de ani